Neața, și bine ați revenit la nou clip. Bă, după cum ați văzut din titlu, astăzi o să vedem cum să nu luați o țeapă de câteva mii de euro. Bă, dar mai întâi de toate, hai să ne abonăm la canalul ăsta, să apăsăm și pe clopoțelul ăla în caz că n-am făcut-o, că dacă nu, pierde niște bani, aiurea. Bă, am o mică datorie la voi. Aceste două sticăre am promis la clipul ăla cu radiatorul de AC. Și câștigătorul care mi s-a părut un comentariu interesant. Bine, amuzant, interesant, adică na, mi-a plăcut foarte mult comentariu. Este Nicu Ștef, am lăsat aici comentariul lui, l-am fixat și pe clipul respectiv. Deci, Nicu, felicitări, ai câștigat două sticăre. Iar pentru voi am mai pregătit alte două sticăre. Tot ce trebuie să faci e să lași un comentariu când ți-ai cumpărat ultima mașină și ce probleme ai avut la ea. Dacă te-a păcălit proprietarul vechi, na. Scrieți chiar acum în secțiunea de comentarii și tot așa. O să aleg un comentariu interesant, îl fixez și aveți două sticăre. Cred că clipul viitor. Bă, probabil cu toții, nu știu, ne-am lovit odată în viață când n-am știut ce mașină să luăm. Și poate n-a avut cine să ne ajute cu niște sfaturi sau recomandări și așa mai departe. E bine, tocmai de asta fac clipul ăsta, să vă arăt ce trebuie să faceți când cumpărați o mașină, ca să nu pierdeți niște bani. Deci, în clipul ăsta nu o să facem o reclamă cuiva la vreo aplicație sau ceva de gen, o să fac clipul ăsta strict pentru voi. Deci, primul lucru pe care ar trebui să știți când vă gândiți să cumpărați o mașină, trebuie să vă informați în primul rând ce mașină vreți să cumpărați. Trebuie să căutați cât de scumpă este întreținerea ei, fiabilitatea cât este de bună. Cu al treilea pas, prețul mașinii. Bine, prețul cred că contează mai puțin. Sunt foarte multe mașini ieftine cumpărați, dar sunt scumpe ca întreține. Și dacă cineva vrea să mă contrazică, poate să mă contrazică chiar acum în secțiunea de comentarii. Adică sunt mașini la 6.000 de euro și întreținerea pe an te duce undeva la 4.000. Da. E bine, astăzi o să mergem în service. O să avem câteva mașini pregătite. Sunt mașinile noastre. Noi doar o să vă dăm câteva sfaturi despre ce trebuie să verificați și cum să verificați și unde să verificați. Hai să mergem. Mă ziceam mai devreme, întâi trebuie să știți ce mașină vreți să cumpărați, să vă interesați de fiabilitatea acesteia, costurile de întreținere a mașinii și foarte important ar fi, înainte să cumpărați mașina, să consultați un serviciu autorizat RAR, atenție, autorizat RAR, adică nu orice serviciu de colț la Nicu și știu că acum am dat în mulți, dar până la urmă așa este. Pentru a putea face niște verificări mai amănunțite, ca să nu luați o țeapă de niște bani, na, să nu aruncați banii pe geam degeaba. Da, mă băieți, suntem cu Dragoș, consultăm un mecanic auto, pentru că suntem la un serviciu autorizat. Și noi o să vă zicem primul lucru pe care trebuie să-l verificați când luați o mașină. Fie că e înscrisă, fie că nu e înscrisă. Fiind neînscrisă, trebuie să verificați mai multe chestii, deci hai să
zicem că cumpărați o mașină din afară sau... Na. Zi, Dragoș, ce ar trebui să verificăm în primul rând? Eu ziceam în prima fază partea de evacuare, care este foarte importantă. Da, da. Având în vedere că trebuie să-i faci prima înscriere în țară, o să trebuiască să faci rară la ea. Și la rar o să verifice absolut tot. Exact. Cel mai important și cel mai nasol lucru ar fi partea de evacuare, pentru că ai catalizatoarele. Da, și mașina n-ar mai ieși în... Da, dacă nu-ți ies nox, e nasol. Uh-huh. Într-adevăr, o mașină din 2005, 6, 7, e posibil să nu mai ieși la noxie. Chiar dacă are totul pe activ. Da, dar... Dar dacă e o diferență mică de noxie și așa, o să te treacă. Da. O să treci rar. Oamenii nu sunt la modul... Stai, mă, că asta nu este deloc la noxe sau... Da. Da. Ideea e că trebuie să aveți tot sistemul de evacuare complet. Catalizatoare, 1, 2, 3, depinde de mașină, tobă intermediară, tobă finală, racordele flexibile sau racordul flexibil să fie în regulă, fără scăpări, și iar să nu avem scăpări de gaze pe traseu. Dacă tot am ajuns în secțiunea sub mașină și suntem cu ea la rar, mașina o să fie verificată la sânge pe partea de articulație. Nu, corpivoți, bucse, tot ce ține de suspensie, inclusiv amortizoare, arcuri, acolo nu ai voie cu nimic sport reglabil, chestii de genul, pentru că nu sunt omologate. Nu ai omologare pentru așa ceva, trebuie să fie absolut totul stoc. Totul de fabrică, cum ar trebui să fie. Da. Deci dacă mergeți la un service și vi se zice, domne, aveți o problemă cu un pivot, cu o bucșă, nu este un capăt de țară. Asta nu înseamnă că, mamă, gata, nu mai cumpăr mașina, că are un bratul, ăsta e mort. Nu este un capăt de țară. Asta se rezolvă, cum am zis mai devreme, că trebuie să aveți un buget alocat. Deci dacă luați o mașină, dacă aveți un buget de 8.000 de euro, sfatul meu și recomandarea noastră, ca să zic așa, n-ar fi să vă cumpărați o mașină de fix 8.000 de euro. Ar fi să luați o mașină, nu știu, la un 6.000 de euro, mă gândesc, ca ulterior, nu știu, mai apar probleme. Uite, un racord flexibil, un braț, un amortizor, dau un exemplu, bine, am arătat pe mașina mea și nu vreau să am probleme cu ele, că în momentul e totul perfect. Dar trebuie să avem ceva bani puși deoparte pentru micile reparații. Da, nu neapărat să fie foarte costisitoare, dar... Da. Foarte multă lume cumpără mașini, am 8.000 de euro, mi-o mașină de 8.200 de euro și după aia... Da, asta e cea mai mare greșeală, pentru că nu o să poți să îți permiți să nici măcar să înscrii genul după. Asta zic. O altă chestie care trebuie verificată ar fi să nu avem scurgeri de ulei sau alte de-astea. Zi, Dragoș, și ar trebui să verificăm din compartimentul motor. Da, în mare parte trebuie verificat orice pierdere de ulei. Dacă mașina e turbo, la fel, verificat turbo, verificați câțiva parametri, mașina să tragă, să meargă. Injectoare? Da, la diesel, injectoare, nu. De văzut, în mare parte, orice pierdere, indiferent că e ulei, că e ulei de servo, că e antigen, lichid de frână, tot că pe aici nu vrea de unde. Trebuie verificat absolut tot. De făcut o mică idee legat de distribuție, în caz că e curea sau lanț care necesită servisat și așa. Făcut o mică idee dacă s-a făcut distribuția, când s-a făcut, intrăm iar la partea cu mica rezervă de bani. Exact. Strict legat de mentenanță. Și noi cred că știm cel mai bine, pentru că ne-am lovit de genul de clienți care au zis, bă, am luat mașina și aș vrea să fac asta, am venit să o verific după ce au cumpărat mașina și vreau să fac o verificare. Și s-au dat și brațe, și articulație, și distribuție, și multe, și omul a zis, bă, n-am bani să o fac acum. Și da, trebuie făcut. Deci revenim iar la partea cu bani, să aveți bani puși deoparte. O altă chestie care ar trebui verificată ar fi sistemul de frânare. Mașina să aibă frâne cum ar trebui să aibă toate mașinile, din păcate. Multe mașini de pe străzile noastre sunt lipsite de frână, de frâne.
Zi, Dragoș, ce am putea să verificăm, nu știu, când venim la servis? În principiu doar de văzut dacă sunt plăcuțe, discuri, care e stadiul lor, vedem dacă e ceva blocat, un etrier cu un cablu de frână de mână, ceva. Asta ține strict legat de siguranța omului, nu neapărat că o să ai probleme la apărare sau un alt. Da, e asta. E vorba de siguranța omului, odată șoferul și altă dată mai sunt și alți participanți. Da. Deci atenție, când cumpărați o mașină, trebuie să aveți frâne. Alta chestie care ar trebui nu neapărat verificată, ci da, mai mult de ținut cont de lucrul ăsta. Ținut cont. La modelele mai noi, unde deja am trecut la generația de faruri, stopuri cu LED și chestii de genul, în momentul în care cedează partea de LED, foarte multe faruri trebuie cumpărate de noi. Și ca să cumperi un far LED nou, te duci în niște scoruri extraordinar de mari. Și asta e, na, e o chestie care o să te deranjeze într-un anumit punct. Și cel mai bine, na, ții cont și de partea asta. O altă chestie care mai trebuie verificată ar fi de ascultat motorul. Cum funcționează, o să nu meargă întrerupt. De verificat la fel, la partea cu întreruperi, nu de fiecare dată e ceva ieftin, cum ar fi o bobină, o bujie, așa în caz de benzinare. E posibil să ne ducem un pic mai jos de atât și atunci deja vorbim de alte costuri. Deci verificat, amănunțit și partea de motor, să nu meargă întrerupt, să nu aibă alte probleme ascunse. O altă chestie care, nu știu cât ține de înscris și de astea, părerea mea ar fi să verificați foarte mult esteticul, să nu existe înduituri pe capotă, aripi. Bine, aripile sunt mai ușor de schimbat dacă, Doamne ferește, există vreo problemă. Pe uși, pe plafon să fie totul ok, să funcționeze totul, inclusiv închiderea, pentru că eu am avut probleme cu mașină. Am cumpărat și nu mergea închiderea centralizată. Cam așa ar trebui să fie, să arate ok. Da, altă chestie, nu știu, am foarte mulți prieteni care și-au luat țeapă cu mașinile, nu știu ce acte le trebuiesc când au cumpărat o mașină. Ba au cumpărat-o fără carte, ba au cumpărat-o fără talon. Fără fiscal, foarte mulți sunt care să luați țepe cu mașinile fără fiscal. Deci, în primul rând, când cumpărați o mașină, aveți grijă să nu fie furată mașina, să aveți carte, talon, asigurare, ITP valabil, asta ca să poți să te deplasezi cu ea. Și cel mai important, fiscal, dacă cumpărați o mașină din România. Pentru că dacă ați cumpărat o mașină fără fiscal, este cam practic imposibil să o înscrieți, dacă nu dați de vechiul proprietar să vă luați fiscalul. Și dacă dați probabil de el, o să trebuiască să-i plătiți amenziile de la NMTR. Și voi dacă cumpărați o mașină de la X și fiscalul e la Y, voi nu mai aveți treabă cu X, că deja X ți-a dat carte și talon și tu trebuie să vorbești cu Y pentru fiscal. Și Y automat o să zică, vă, îmi plătesc toate taxele ca să-ți dau fiscalul, să te scap pe tine, să-ți înscrii mașina și eu să scap de ea. Dar dacă cumpărați o mașină din afară, este și mai important că dacă lipsește și cel mai mic act, mașina poate să ajungă la dezmembrări, pentru că nu aveți cum să o înscrieți. Alt lucru care ar trebui verificat ar fi numărul de kilometri să fie real, deci puteți să apelați la un site dedicat care face asta, chiar și Raromu, din ce știu, are. Dar dacă cumpărați o mașină din afară, sunt alte site-uri dedicate. Și eu am făcut la mașina mea, nu vreau să dau nume site-ului de unde am făcut, doar că și eu mi-am verificat, am putut să văd câți kilometri are, dacă a avut vreo daună majoră sau minoră, sau ce s-a întâmplat cu mașina, am vrut să am un mic istoric, dacă a fost furată din Anglia, Germania, Franța, Italia, în fine. E foarte important ar fi să cumpărați o mașină fără martori aprinși în bord, pentru că
Nu știți de ce costuri vă puteți lovi, adică dintr-o chestie mică care zicea e de la un senzor, poate să afecteze tot motorul de la un singur senzor și până îl depistezi, poate fi cale lungă și bani mulți de investit în ea. Sau multe informații, să citiți foarte mult, să vă interesați cum am făcut eu cu senzorul ăla. Da, mă băieți, cam ăsta a fost clipul de astăzi, ați avut câteva mici sfaturi. Nu toate, pentru că ne-am fi întins pe un clip de 2 ore, dacă ar fi fost să vă zicem tot. Deci cel mai bine ar fi să consultați un serviciu autorizat, să mergeți acolo, să vă verifice și partea de caroserie, să nu fie bubuită, lovită și așa mai departe. Și nu uitați că la sfârșitul clipului viitor o să vă ofer câteva sticăre, mai exact 2, pentru cel mai bun comentariu. Aveți toate detaliile la începutul clipului și nu uitați să vă abonați la canal și să apăsați și pe butonul ăla de subscribe, să apăsați și pe clopoțel și dacă vrei să mă ajuți, îmi bagă și un share. Ciao, pa, pa!